seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Vă mulțumim că ați ales în seara aceasta să vă petreceți următoarele 50 de minute împreună cu noi, așa cum v-am obișnuit și de data aceasta venim în fața dumneavoastră cu o temă de interes, o temă care se discută atât în biserici, atât în spațiile, să spunem, private, acasă, între tineri, vorbim despre închinare. În seara aceasta am plăcerea și onoarea de a-l avea invitat în emisiune pe prietenul nostru, prietenul Prodocens Media, un prieten al meu, nimeni altcineva decât domnul Alex Ivan, doctorand și de asemenea presbiter în Biserica Creștină Pentecostală Betel din București. Alex, bine ai revenit! Bine te-am regăsit, Cătălin! Bună seara ție și tuturor telespectatorilor Prodocens Media! Mulțumesc mult pentru accept, Alex, mai ales că în seara aceasta te-am provocat la o discuție pe tema închinării. Am spus eu în mod generic, ca și temă de discuție, mulți cântă, puțin se închină. Practic am fost inspirat în alegerea acestei teme de o predică ta, o predică recentă, în care discutai puțin despre ceea ce înseamnă închinarea și, să spunem așa, formele, pericolele, modurile acestea în care unii înțeleg sau încearcă să promoveze închinarea în fața lui Dumnezeu. Știu că problema aceasta a închinării întotdeauna a iscat discuții contradictorii în faza aceasta a creștinătății în care ne aflăm și noi, în secolul 21, astfel într-o epocă a postmodernismului, vedem că discuția aceasta s-a acutizat, în sensul că ruptura aceasta dintre generații, între diversele curente, inclusiv în viața reală, da, și apoi în biserică, vedem că a dus la o, să spunem, la o rupere, să spunem așa, a ceea ce înseamnă generația prezentă și generațiile trecute, care atunci când vorbeau despre închinare aveau un alt mod de a privi această, să spunem, jertfă pe care o aducem lui Dumnezeu. Când discutăm despre închinare, trebuie să ținem cont de mai multe lucruri și în seara aceasta împreună cu tine aș vrea să descoperim aceste lucruri, pentru că dacă ar fi să dau o definiție minimalistă a închinării și o fac eu în seara aceasta, și mă refer la o biserică, să spunem, modernă, a spune că este modul prin care oamenii încearcă să se apropie de Dumnezeu, prin cântare, prin rugăciune, folosind de tot felul de sisteme, electronică cât se poate de mult și de asemenea de a-și crea contextul astfel încât să poată asculta cuvântul lui Dumnezeu. Cred că închinarea este mai mult. Am spus minimalist, nu este definiția corectă, dar știu foarte mult că se discută în spațiu public despre lucrul acesta. Alex, înainte de a porni la drum, haideți să începem cu o definiție. Așa cum Sfânta Scriptură ne învață, îmi place că ai descris Biblia, asta este cartea noastră de căpătii și în seara aceasta, vom discuta plecând de la Sfânta Scriptură, așa că hai să o luăm așa încetul cu încetul, să încercăm să vedem ce spune Sfânta Scriptură despre închinare. Mulțumesc pentru invitație, Cătălin. Atunci când vorbim despre închinare, pe mine m-a fascinat subiectul, pentru că este o piață bogată, o lume a ideilor cu privire la închinare, am căutat să mă reîntorc la Scriptură. Să vedem ce spune Scriptura despre închinare. Așa cum ai spus și tu, închinarea este mai mult decât muzica dintr-o biserică. Închinarea vizează un spectru mult mai larg. Dar plecând de la închinare, nu putem ascunde faptul că s-au rupt biserici. Au apărut conflicte între generații. Cei ce sunt progresiști impun un anumit ritm, un anumit tipar. Cei care sunt ușor conservatori și merg pe o linie clasică exclud orice idee de nou. Și atunci
ar trebui să privim în Sfânta Scriptură să vedem cum definește Scriptura închinarea, care sunt principiile închinării. Și spun lucrul acesta pentru că, așa cum m-ai amintit, pe mine m-a fascinat subiectul acesta pe care l-am pus într-un mesaj pe care l-am adresat tinerilor bisericii noastre, pentru că am ajuns la o constatare. Mulți cântă și puțin se închină. Și muzica face parte din viața noastră. Vorbesc de viața credincioșilor evanghelici din România. Am cântat de copil în orchestră, am ținut un instrument în mână, am cântat în fanfară, la corn, cunosc disciplina care se impune într-o astfel de formație, am fondat un grup de închinare, am cântat într-un grup de închinare și susțin în continuare închinarea prin muzică în biserica din care provin. Acum, închinarea pe care Dumnezeu așteaptă de la noi vizează mai mult. Atunci când vorbim despre închinare, o definiție pe care o dă Sfânta Scriptură vizează respectul și onoarea pe care noi o acordăm lui Dumnezeu. Un credincios îi se închină lui Dumnezeu și închinarea îl are în centru pe Dumnezeu, pe Hristos. Noi nu ne închinăm unui obiect, nu ne închinăm unei statui, unor obiecte, unor idoli. Ne închinăm unei persoane și Dumnezeu este o persoană cu care intri în dialog, cu care ai o relație mijlocită de Duhul Sfânt, mediată de Duhul Sfânt. Acum Dumnezeu s-a revelat omului în natură, i s-a revelat prin istorie, i s-a revelat prin Scriptură, dar în final i s-a revelat prin Iisus Hristos, prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. Atunci când Domnul Iisus Hristos a venit în lume, El a propus un tip de închinare și o metodă de închinare pe care o găsește plăcută. Și El a spus într-un context în Samaria, I-a spus unei femei că închinătorii pe care îi așteaptă Tatăl sunt închinători în duh și în adevăr. Se mută discuția dincolo de planul uman pe care noi îl vedem, dincolo de instrumente, dincolo de regia pe care o facem, dincolo de partiturile pe care le cântăm, dincolo de toată această punere în operă, discuția se mută într-un domeniu spiritual și închinarea este de domeniu duhovnicescului. Și atunci, intrând în acest domeniu duhovnicesc, în această realitate spirituală, trebuie să mă închin lui Dumnezeu după regulile pe care Dumnezeu le fixează, nu după ceea ce mi se pare potrivit mie. Scriptura e aceeași. Principiile închinării sunt aceleași. Închinarea este mai mult decât muzică. Noi, printr-o închinare autentică, participăm prin intrarea noastră în această dimensiune spirituală, așa cum am spus. Închinarea pe care Dumnezeu ne-o cere este mijlocită de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt mediază acest dialog între noi și Dumnezeu. Dar închinarea, așa cum am găsit-o în Sfânta Scriptură, nu este numai un eveniment. Și este dureros și este îngrijorător faptul că în generația în care noi trăim se pune foarte mult accent pe o închinare tip eveniment. Te pregătești maxim pentru un eveniment, calibrezi și investești și pui în atenția oamenilor ce ai mai bun și apoi te retragi. Muncești foarte mult pentru un eveniment necesar. Toți folosim aceste metode la evangelizare, nu le putem exclude. Dar ele trebuie să-și păstreze dinamica și ritmul și în programele bisericii care se țin cu regularitate. Închinarea, așa cum o văd în Sfânta Scriptură, nu este numai un eveniment ce ține de o zi, ce ține de un loc și așa mai departe. Închinarea este un mod de viață. Și aici am ales să accept ceea ce Dumnezeu cere. Dumnezeu cere închinători în duh și în adevăr care trec dincolo de aceste evenimente programate, pregătite și să intrăm într-o relație autentică cu Dumnezeu care vizează o închinare și o rămânere într-o dependență de Dumnezeu, într-o dependență în fiecare zi. Închinarea este repetitivă, dar ea nu trebuie transformată într-un șablon. Ea nu trebuie să rămână să ne ducă în sfera monotoniei. Trebuie să se evite plafonarea și plictiseala. Dar așa cum găsim în Sfânta Scriptură, închinarea pe care Dumnezeu o cere de la credincioși
este o închinare care se ține și se realizează în armonie și în ordine. Nu există haos în închinare. Mulți, prin spontaneitate, induc ideea aceasta de fără reguli. Dar găsim în Sfânta Scriptură 1 Corinteni 7 cu 17. Și asta chiar se pune pe baza, pe, exact, ca și cum Duhul Sfânt ar fi, exact, generat. Exact. Nimic mai adevărat. Duhul Sfânt poate intra. Absolut. Și El este în controlul închinării. Dar vom ajunge și în aceste puncte să vedem cât e de liber Duhul Sfânt să intre în închinarea noastră. El este liber. Dar asta nu înseamnă că Duhul Sfânt anulează pregătirea noastră. Nu înseamnă că Duhul Sfânt anulează jertfa noastră de acasă. Da? Pregătirea, în general. Știi, Alex, mi-a plăcut foarte mult că ai pus accent încă de la început pe faptul acesta de timp. Punerea în cele două, în extrema aceasta a pregătirii excesive pentru o închinare gen eveniment, da, o chestie specială, și apoi închinarea aceasta de zi cu zi, care practic trebuie să intre în disciplina, în disciplina bisericii, a credinciosului. Dacă ne întoarcem, mereu fac referire la fapte 2, închinarea pe care o făceau primii creștini, asta e în faptele 2, în care spune citirea Scripturii, da, rugăciune, părtășia frățească și masa Domnului, cina Domnului. Deci asta era o parte de închinare. Păi, aceste elemente nu exclud închinarea. Dar asta nu înseamnă că doar închinarea pe care Dumnezeu așteaptă de la credincios vizează sfera muzicii. Când vorbim despre închinare, așa cum găsim modelul apostolic, în închinarea bisericii din primele 3 secole, nu avem un model prestabilit, uite așa trebuie să arate slujba din biserică, dar găsim aceste elemente în desfășurarea serviciilor divine din cadrul bisericii primare, care se concentrează în jurul rugăciunii, în jurul muzicii. Și uite, un lucru foarte interesant. Știi că Domnul Iisus Hristos a cântat cântări în grădina Ghețiman, la masă cu ucenicii? Deseori găsim aceste trimiteri trimiteri în Sfânta Scriptură care vorbesc despre o implicare a Domnului Iisus Hristos și o recunoaștere a muzicii, a valorii muzicii. Azi vreau să-mi aminte de nunta din Cana. Se cânta la nuntă și Domnul Iisus era acolo. Cânta. Dar vezi, Domnul Iisus, uite, am text pe acest argument. Domnul Iisus Hristos, atunci când a stat cu ucenicii și a frânt pâinea și a instituit noul legământ, a cântat cântările. Păi ei cântau oricum. Cântau. Cântele evreiești. Asta nu înseamnă că, uite, spre exemplu, spre secolul XVI, un anumit reformator elvețian, Ulrich Zwingli, a spus, domnule, nu cântăm în biserică. A scos instrumentele și pentru el închinarea se rezuma strict la predicare și la rugăciune. Martin Luther, în schimb, că toți vorbim în de reformă în anii aceștia, Martin Luther a fost un compozitor, a cântat, a pus teologia pe note și prin imnurile pe care le-a scris, a fixat învățătura în mintea celor ce au aderat la noua mișcare a protestantismului și așa mai departe. Deci, atunci când cauți în Sfânta Scriptură, închinarea vizează rugăciunea, vizează muzica din biserică, dar vizează și învățătura, timpul de predică. Pentru mine ca om, pentru mine ca om al lui Dumnezeu, credincios dintr-o biserică evanghelică, trebuie să țin în echilibru aceste trei sfere ale închinării. Nu există închinare fără rugăciune. Nu există închinare fără laudă, fără muzică. Și nu există închinare fără predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Și când zic predicare, Alex, foarte important, că nu toți predicăm în același timp în biserică, dar cel puțin prin ascultare. Și faptul că ascult un cuvânt este tot un mod de închinare. Corect. Și știi că aici ispita e mare în timpul predicii să faci, să te ai pe telefon, să ciripești cu, da, șușotești cu cineva de lângă tine, să nu fii atent să-ți umble mintea pe la tot felul de lucruri. Deci, practic, deconectarea, chiar dacă te uiți în ochii predicatorului, tu poți să fii cu mintea absolut unde. Asta nu este o închinare, da? Deci, inclusiv faptul că ascultăm, că predicat nu predică toată biserica, cineva, da? Păstorul. Dar biserica se închină prin cuvânt, ascultând cuvântul. Ok, dar cuvântul lui Dumnezeu este norma după care se pune în operă muzica, închinarea din biserică și inclusiv teologia din rugăciunile noastre.
Dacă nu avem cuvânt care să definească ce înseamnă o rugăciune autentică, să definească ce înseamnă o închinare și laudă într-un mod autentic. Deci aceste trei elemente nu se exclud, ci toate aceste elemente prin îmbrățișarea lor aduc o contribuție extraordinară în viața credinciosului, care nu le exclude, ci le, prin întrepătrunderea lor, îi dă voie lui Dumnezeu să-l modeleze și la rândul lui să pune în operă o închinare autentică, o închinare biblică, o închinare care trebuie să-l onoreze pe Dumnezeu. Practic, e prima dată când aud că și rugăciunea trebuie să fie după cuvântul lui Dumnezeu. Că, deși rugăciunea este practic un dialog liber cu Dumnezeu, dar nu în bisericii evanghelice, noi nu avem, în afară de rugăciunea Tatăl nostru, în rest, fiecare se exprimă așa cum crede, totuși trebuie să fie după niște principii biblice. Nu poți să spui absolut orice în rugăciune. Tocmai de aceea vezi în modelul Domnului Hristos de rugăciune... Exact, uite, Domnul Iisus Hristos ne-a învățat cum să ne rugăm. Deci există o teologie a rugăciunii. Nu poți să-i cer lui Dumnezeu ceva ce nu e după Sfânta Scriptură. E contrar caracterului, contrar voii lui. Deci tocmai de aceea, cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu te ajută să pui în operă o închinare bună. Deci, practic, ne întoarcem la cuvântul de bază care este Sfânta Scriptură. Deci, fie că cântăm, fie că ascultăm, fie că predicăm, fie că ne rugăm, trebuie să fie conform Scripturii. Deci, ideea principală, stimați prieteni, după cum vedeți, este clar. Închinarea are de-a face nu cu talentul la... Are mai puțin de-a face cu talentul la muzică, cu, știu, abilitățile de a predica, ci are de-a face cu Sfânta Scriptură, cu Învățătura Scriptură. Amin. Dar asta nu înseamnă că excludem nevoia de pregătire a celor ce îi se închină lui Dumnezeu în biserică. Uite, am un text foarte frumos. Când Saul era chinuit de un demon, spune Sfânta Scriptură, a chemat pe unul din consilierii lui și i-a zis, găsiți-mi un om care să cânte bine. Text. Găsiți un om care să cânte bine. Asta înseamnă că sunt oameni care cântă bine și oameni care cântă superficial. Vei spune, bun, în închinarea din bisericile evanghelice, noi vrem să fim mai buni. Nu există perfecțiune pe pământ. Da, dar noi suntem ființe perfectibile. Bun, în cerii se cântă lui Dumnezeu și niciodată ființa umană nu o să reușească să îi se închine lui Dumnezeu la nivelul reverenței și la nivelul excelenței pe care o găsim în cer. Uite, se spune în Apocalipsa, făpturile vii, cei 24 de bătrâni, își aruncă cununile, acești 24 de bătrâni, la picioarele mielului și se închină spunând, vrenic este mielul să primească închinarea. Acolo este o descriere a închinării de o splendoare și de o reverență pe care omul, cred că omul n-are cum ca ființă căzută să egaleze ce se găsește în cer. Dar asta nu înseamnă că omul care trăiește pe pământ nu trebuie să aibă standarde în închinare și nu trebuie să-și ducă închinarea spre un standard așa cum îl cere Sfânta Scriptură. Și nicăieri nu vei găsi în Sfânta Scriptură superficialitate în închinare. Nicăieri nu vei găsi absența unor reguli pe care trebuie să le urmezi în închinare. Noi trăim, din păcate, într-o generație în care se exclude cu desăvârșire noțiunea de manual sau noțiunea de reguli pe care trebuie să le urmezi. Fiecare își gândește un tip de închinare care să semene foarte mult cu ce are el în cap. Este un hibrid, este un mix pe care îl împrumutăm de peste tot, îl punem în operă în bisericile noastre și realizăm că nici noi nu suntem fericiți și nici cei care ne ascultă. Și atunci apar aceste probleme. Cum detensionăm aceste lucruri? Din nou, ne întoarcem la Scriptură. Închinarea este cristocentrică. Îl are pe Iisus Hristos în centru, nu pe om. Dacă o închinare este centrată și este gravitează în jurul omului, ajungem într-un pericol foarte mare. Apoi, dacă închinarea pe care noi o punem în operă, în biserică, cu care venim înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, este o închinare care îi mulțumește doar pe oameni și nu pe Dumnezeu, avem iarăși o problemă. Și atunci, care este standardul? Care este închinarea plăcută? La aceste întrebări nu putem să extragem din închinările bisericilor de pe fața pământului care au reușit în acest domeniu și să le aplicăm prin multiplicare și printr-o copie Xerox. Uite, ăsta e manualul după care să vă ghidați toți și după care să vă închinați toți în bisericile voastre. Nu, ci tot la Scriptură. Și întotdeauna am găsit în Sfânta Scriptură că închinarea
nu ține de ritual. Închinarea ține de o reverență și de o atitudine. Ține foarte mult de o armonie în care sunt oamenii care se adună să îi se închine lui Dumnezeu. Aceste principii, aceste așteptări pe care Dumnezeu le are sunt necesare pentru deci, o închinare practic, plăcută. Închinarea trebuie să fie cristocentrică, bazată pe principiile cuvântului Dumnezeu, da? Și să fie într-adevăr spre slava lui Dumnezeu. Spre slava lui Dumnezeu, nu spre slava cuiva. Există, și cred că știi și tu foarte bine, Alex, observ așa, urmărind ca și tine, de fapt, ca și ceilalți care ne urmăresc mediul, special mediul online, pentru că așa e foarte ușor de a vedea ce se întâmplă în diverse locuri din lume, din țară, tendința aceasta omenească de a lua propriile mele, să spunem, plăceri, moduri de a gândi și mod de a vedea lucrurile și a le pune pe seama Duhului Sfânt, da? Atunci când în mod de închinare spun că asta e închinarea pe care Duhul Sfânt, practic, o închinare care nu are de a face cu principiile Scripturii și cu închinarea aceasta în Duh și în adevăr. Iar un alt pericol, deci atunci când lucrurile lumești se pun pe seama Duhului Sfânt, ca și cum ar veni de la Duhul Sfânt, pe de altă parte, un pericol și mai mare, lucrările lui Dumnezeu, făcute de Dumnezeu, dar puse pe seama omului, pe abilitățile omului. Înțelegi cele două aspecte? Da. Cum le vezi tu? Vezi, Cătălin, Dumnezeu a cerut oamenilor de-a lungul timpului să îl urmeze. O expresie a închinării diferă de la om la om, de la generație la generație. Trebuie să recunoaștem, Ale, că suntem oameni diferiți, culturile diferite. Corect. Deci nimeni nu trebuie să excludă. Acum, nu ne-a cerut nimeni și nici Biblia ne cere ca noi să ne închinăm cum se închină evrei în Israel sau cum se închină, știu eu, nordicii sau cum se închină cei din sud. Avem fiecare... Dumnezeu ține cont de cultura în care trăiești, Dumnezeu ține cont de mediul în care te găsești. Și tocmai de aceea Sfânta Scriptură te învață să te adaptezi în aceste contexte. Și închinarea, dacă îl onorează pe Dumnezeu și îi zidește pe credincioși, pentru că un dublu scop găsim în închinare, onoarea lui Dumnezeu, pe care o aducem în discuție, dar și zidirea credincioșilor, prin ce se întâmplă în biserică, prin harismele care se manifestă și cu care noi aducem o închinare plăcută lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu depersonalizează omul. Nu vei găsi în Sfânta Scriptură un tipar pentru închinare. Asta nu înseamnă că modelul pe care apostolii ni l-au lăsat este neglijabil, dar totodată nu înseamnă că numai așa să faci. Există o varietate pe care Dumnezeu o respectă. Uite, sunt anumite mișcări în lume pe care nu le pot condamna. Uite mișcarea carismatică. Ei au învățat să îi se închine lui Dumnezeu și modul lor de închinare este diferit de al nostru. Ba din palme. Cântă sărind cât de sus pot. Nu-i pot judeca. Atâta timp cât închinarea pe care ei o aduc îl vizează pe Dumnezeu. Totuși există anumite limite. Dar limitele acestea le fixează și Dumnezeu și le fixează și cultura în care noi trăim. Este atipic pentru noi. Uite, spre exemplu, am avut o situație acum, cred că câțiva ani, când la noi în biserică a venit un grup de tineri din Africa. Felul lor de a se închina era jovial, diferit de ceea ce noi cu am văzut la câțiva ani de la ieșirea din comunism. Eram adolescent, nu-mi venea să cred cât de deschiși, aplaudau, făceau scenete. Era altceva. În cultura lor este normală o astfel de abordare. În cultura noastră este ușor condamnabilă, pentru că greu de acceptat încă gândim cu aceste repere pe care le-am preluat de la cei de dinaintea noastră. Și pentru ei închinarea trebuia ținută într-un
într-un regim mai sfios, cu mai multă reverență, fără instrumente. Uite, spre exemplu, sunt anumite biserici în țară. Am avut colegi la institut care mi-au povestit că au ajuns într-o anumită localitate din țară și când se intră la slujbă cu acordeonul, cu chitara, deci nu vorbim de instrumente mai gălăgioase, foarte frumos conducătorul de adunare le-a spus, uite, acolo o să rămână instrumentele la intrare sau în portbagajul mașinii. Și, băieți, ați putut să vă închinați lui Dumnezeu? Am putut. Care-i problema? Au cântat cu vocea. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu primește o astfel de închinare. Repet, aceste manifestări, expresii ale închinării, că vorbim de muzică, că vorbim de predicare, care îmbracă mai multe forme, asta nu înseamnă că ele trebuie să ne aducă în adversitate unii cu alții. Eu pot să respect un om care se închină lui Dumnezeu, lui Dumnezeu, și l-are pe Dumnezeu în centru, diferit de cum o fac eu. Alex, vreau să ascultăm puțin și despre, să spunem așa, provocările acestei închinări moderne, da? Trebuie să plecăm de la faptul că trăim în secolul 21. Ca să fie relevantă discuția noastră pentru cei care ne ascultă astăzi și care, cum să spun, beneficiază într-un fel de, sau sunt parte acestei închinări în biserică, vreau să scot în evidență un model de închinare pe care îl văd tot mai mult dezvoltându-se și în alte biserici, nu numai în biserici noi, dar și în altele. Și mă refer la biserică, la închinarea aceasta separată, practic, biserica se închină doar cu partea din față, așa, și mă refer la scenă, și apoi restul bisericii mai puțin. La ce vreau să ajung? Dacă ne uităm la în trecut, în copilărie ai menționat și pot să confirm și eu lucrul acesta, știam că biserica avea un alt mod de a cânta. Existau niște cărți de cântări, toată lumea știa, venea cu Biblia și cu cartea de cântări. Acum tehnologia a îmbunătățit puțin lucrurile, că avem totul electronic, se pune pe ecran, nimeni nu-și mai aduce cartea de cântări, pentru că acum orice cântare e disponibilă așa, la un click distanță. Dar ceea ce e important este că s-a schimbat în închinare structura lăcașului de cult. În ce sens? Bisericile evanghelice și, în general, bisericile protestante au sala de adunare, cum îi spunem, că până la urmă biserica este mulțimea oamenilor într-o la Hristos. Sala bisericii era formată, era un întreg în care în față se predica, cânta corul, fanfara și la cântare participa toată lumea. Și la rugăciune. Da? Fiecare rugăciunea pe grupe, rugăciunea la comun sau chiar rugăciunea individuale, toată lumea participa. Și când zic participa, chit că spunea doar un simplu amin, era atent la ce se ruga. Când cineva era scos în față sau era o rugăciune cu întreaga biserică. Ceea ce se întâmplă acum, pe de-o parte a apărut, nu mai spun de construcții, tot felul de vitralii, și arhitectura bisericească s-a tot dezvoltat de-a lungul timpului. În momentele de astăzi, da, în vremurile de astăzi, bisericii practic s-au transformat covârșitor. Au devenit mult mai asemănătoare unei sale de spectacol. Practic, induce din start ideea de show, de eveniment, în care uneori nu există nici măcar ferestre, dar totul este izolat, fonic, performanță audio, performanță video, sistem de lumină, da? De asemenea, lumina este așa o lumină destul de slavă. Centrată doar pe scenă. Iar închinarea în bisericile, să spunem, moderne, are loc doar în partea din față, pe scenă. Asta înseamnă grup de închinare, de obicei, instrumente, cineva care conduce grupul de închinare, unul sau doi predicatori, iar inclusiv repertoriul, da, cântările, au început să fie mult mai moderne, mult mai asemănătoare cu... A existat întotdeauna muzica de fanfară, muzica clasică, muzica... Deci, practic, toate genurile de muzică, inclusiv muzica lăutărească, este muzică creștină,
da, cu tentă lăutărească. Dar ce vreau să spun este că în momentele de față, inclusiv muzica are o să spunem așa, o tendință de a se asemăna foarte mult cu muzica pop-rock, un gen mai greu de cântat de restul bisericii. Și aduce la final următoarea situație, în care tot ce se întâmplă în față, iar biserica, restul bisericii, este ruptă de toată închinarea din față. Cu alte cuvinte, nu se mai închină. Și asta este pericol. Să fim onești. E nevoie de cineva să conducă în închinare biserica. Cu asta suntem de acord. Al doilea lucru. Biserica trebuie să cânte împreună cu grupul de închinare. Dacă biserica este ruptă de ceea ce se întâmplă în față, prin această împărțire a sălii, cum ai numit-o, aici e un lucru greșit. Tocmai de aceea, cred că scopul și cred că, într-un mod rezonabil, cei ce fac închinare în bisericile evanghelice au ca obiectiv antrenarea bisericii. Acum, cântările trebuie învățate. Cântările trebuie repetate. Cântările trebuie verificate în teologia lor. Și apoi să intre în viața bisericii. Biserica trebuie să fie antrenată să cânte împreună cu grupul de laudă și închinare. Pentru că ceea ce se întâmplă acolo nu e o pauză publicitară. Cei mai mulți rămân defazați și nu se simt antrenați și nu intră în această dimensiune. Eu o văd o dimensiune spirituală atunci când intrăm într-un moment de închinare și de laudă, pentru că îl onorăm pe Dumnezeu. Tocmai de aceea cei ce sunt în fața o responsabilitate majoră, pentru că ei, dincolo de munca de repetiție pe care o depun atunci când pregătesc închinarea și lauda din biserică, ei trebuie să se asigure că biserica preia mesajul din închinare, că este un mesaj biblic, că este un mesaj pe care îl pot pune în aplicare în viața lor. Prin închinare, grupul care iese în față trebuie să-L glorifice pe Dumnezeu și să stârnească în inima celor ce participă la închinare aceeași dorință. Dar, Cătălin, revin la ceea ce am spus anterior. În închinare trebuie să vizăm toate cele trei obiective. În închinare trebuie să ții cont de rugăciune, trebuie să ții cont de muzică și de această deschidere pe care o avem atunci când ne apropiem de Dumnezeu și îl lăudăm prin cântările noastre și aducem în discuție atributele lui, intervențiile lui supranaturale în viața noastră, dar închinarea vizează și predicarea. Dacă în bisericile noastre punem accentul mai mult pe unul dintre aceste trei elemente, normal că apar probleme de ordin spiritual în biserică. Unii, aici este îngrijorarea mea cea mai mare, avem cântări foarte bune, cu un mesaj foarte bun, avem aparatură de ultimă generație, avem soliști foarte pregătiți, avem săli extraordinare, dar, repet, ce ne lipsește este rugăciunea. Cântăm mult, predicăm mult și lipsește rugăciunea. De fapt, dacă ești foarte atent la cât durează o rugăciune, vei spune, dar ce contează că durează o rugăciune? Contează. Pentru că dacă în biserică, casa tatălui meu se va numi o casă de rugăciune, de rugăciune, totul pleacă de la rugăciune. Pentru că prin rugăciune și laudă, noi ne apropiem de Dumnezeu și stăm în fața cuvântului pe care Dumnezeu îl transmite, cuvânt pe care îl lăsăm în viața noastră să ne schimbe, să ne modeleze. Aceste trei lucruri în echilibru păstrate în viața bisericii contribuie la zidirea sufletească a bisericii. Pavel spune foarte frumos, Dumnezeu a dat pe unii, deci nu toți pot face același lucru, și scopul pentru care i-a dat pe unii în biserică și a împărțit slujbe și daruri și a făcut chemări, vizează zidirea trupului lui Hristos. Și zidirea trupului lui Hristos se face și prin muzică, se face și prin închinare, se face și prin rugăciune, se face și prin predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Dar toate într-o proporție moderată și într-o proporție ținută în echilibru. N-avem voie să excludem unul din aceste trei elemente. Și apoi, dacă biserica nu este zidită,
și Hristos nu este onorat, nu este o închinare care să-și atingă obiectivul. Deci, practic, ne uităm și la rezultatele, la creșterea... Rezultatul. Și primul rezultat pentru mine, nu vorbesc în numele altora, dar primul rezultat al unei închinări autentice și a unei închinări reușite în biserică, că tot folosim această închinare reușită, bun, se vede în viața de rugăciune a bisericii. Se vede în viața oamenilor. Și apoi mai e un lucru foarte interesant. Să nu uităm că închinarea comunitară devine un reper pentru închinarea individuală acasă, în viața noastră privată. Nu este exclus că în viața noastră noi trebuie să avem devoțiune și ce înțelegem noi prin devoțiune, luăm în calcul o viață de rugăciune, o viață de citire atentă și de meditație atunci când luăm cuvântul lui Dumnezeu în brațe, dar este și o viață de închinare. Și închinarea vizează mai mult decât muzica. De aceea pentru mine este esențial. Și nu numai pentru mine, cred că pentru toți cei ce îl caută într-un mod onest pe Dumnezeu. Ca închinarea să nu se concentreze în jurul oamenilor. Și aici aș dori să punctez un lucru și e posibil să nu convină unora. Dar aș vrea să-l spun foarte deschis, aș vrea să-l spun foarte onest. Unul dintre dezavantajele filmării programelor din biserică este că naște competiție. Se uită persoane dintr-o zonă din țară, dintr-o zonă din lume, la un tip de închinare dintr-o altă zonă, dintr-o altă țară și nu numai că dorește să-l importe în biserica lui, dar dacă nu reușește să-l importe în biserica lui, devine frustrat, se supără, devine nemulțumit. Și riscul este să nu-i se mai închine lui Dumnezeu în mediul în care se găsește. Nu tot ce vine de peste ocean trebuie să se regăsească în bisericile noastre. Nu tot ce vine și nu tot ce este reușit în alte biserici se poate importa în bisericile noastre. Trebuie să fim deschiși, să fim flexibili. Nimic mai adevărat. Ne deschidem și suntem oameni care îi dăm voie Duhului Sfânt să ne surprindă. Închinarea nu este matematică, este până la urmă și o spontaneitate. Dar să nu ajungem să cădem în această cursă, să ajungem să neglijăm închinarea din biserica noastră, să desconsiderăm închinarea din biserica noastră, doar pentru că am văzut într-o parte ceva ce ne dorim să fie și la noi. Putem ajunge acolo, dar au apărut probleme în anumite biserici. Și anumite biserici s-au rupt datorită acestui flagel al nemulțumirii cu privire la închinare. Dar nu toți sunt făcuți să fie soliști. Nu toți sunt făcuți să fie predicatori. Dar asta nu înseamnă că și cei ce au ajuns să-L slujească pe Dumnezeu într-un anumit context, cu aceste daruri, să fie predicatori. Nu toți predică la fel, nu toți cântă la fel. Nu toate bisericile dispun de resursele financiare necesare cumpărării aparaturii de ultimă generație. Dar asta nu înseamnă că nu se poate realiza o închinare plăcută lui Dumnezeu în aceste biserici. Am fost martorul unor seri extraordinare în care am cântat lui Dumnezeu și fără instrumente și a fost o revărsare de har, o revărsare a Duhului Sfânt în viața noastră. Am fost martorul unor evenimente în care prin aceste instrumente, prin tehnologia de care am dispus la momentul respectiv, s-a produs o seară extraordinară. Deci, dar toate acestea trebuie ținute în echilibru. Și viața bisericii este o viață pe care o întreține Duhul Sfânt. Și noi suntem împreună lucrători cu Duhul Sfânt. Lucrările pe care le facem în biserică, că ține de închinare, că ține de predicare, că ține de conducere, că ține de alte elemente ce vizează zidirea trupului Hristos, toate se fac sub călăuzirea Duhului Sfânt, având ca scop zidirea trupului, zidirea bisericii. Trebuie echilibru. Trebuie echilibru. Și atunci când privim spre lucruri pe care le putem îmbunătăți în bisericile noastre, s-o facem, dar s-o facem cu precauție. Și apoi, noi trebuie să ținem cont de faptul că Dumnezeu, așa cum am spus și mai înainte, ține cont foarte mult și de cultura în care noi ne găsim. Aceste modele ale carismaticilor prin America de Sud să ajungă într-o Europa atât de raționalizată și atât de sedentară din punct de vedere spiritual, produce aceste rupturi și nu toți acceptă acest tip de închinare. Dar, repet, Duhul Sfânt poate modela o biserică
Și poate folosi oamenii din biserica respectivă. Ca închinarea pe care noi o aducem Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt să fie o închinare biblică, cristocentrică, să fie o închinare care vizează zidirea acestei comunități din care noi facem parte. Alex, excelent. Mi-a plăcut foarte mult cum ai pus problema, plecând de la scenariu pe care ți-l-am zis eu. Aș merge mai puțin mai departe și n-ar mai avem 10 minute la dispoziție, în care vreau să discutăm despre închinarea online. Practic, ce ți-am prezentat, ruptura aceea dintre scenă și restul bisericii, și deși noi suntem aici într-o emisiune online și suntem promotor al internetului, al tot ce înseamnă online, a predicării Evangheliei online, da, a răspândirii mesajului prin metoda aceasta, sunt absolut de acord cu tine în ceea ce privește pericolul acesta al falsei închinări pe internet. Să nu creadă cineva că dacă unii fac și au mulțimi sau zeci de mii megacercile acestea online undeva prin Statele Unite, se poate face asta în România. Sau cât de cât parțial în România. Nu se poate face. Iar dacă cineva crede că se poate închina la fel în fața unui televizor sau unui computer, la fel cum o face la părtășia frățească atunci când suntem față în față, iar se înșală. Nu se compară nimic. Iar biserica aceasta, pe care am folosit-o, programele acestea online în timpul pandemiei, clar că n-au, au fost doar așa un surogat, o chestie care ne ajuta să ne... perioadă limitată. Să comunicăm unii cu alții, dar închinarea este atunci când biserica stă în părtășie. Asta făceau ucenicii, asta trebuie să facem și noi. Nu fiecare. Într-adevăr, fiecare ne putem ruga, fie poate cânta acasă, citi Sfânta Scriptură, dar biserica trebuie să stea și în părtășie. Și vreau să vorbim puțin despre partea aceasta a internetului. Pentru că și asta este un mare pericol și unii au înțeles greșit că poți să stea foarte bine acasă, să butoneze între mai multe programe, dar nu-mi convine predica fratelui Alex. Mă duc la altă biserică, nu-mi place cântarea, mă duc în altă parte și ajungi la un moment dat să nu fac nici, să nu mă hrănesc de închina nici atât și până la urmă sunt așa un om care sare din floare în floare și până la urmă e pe nicăieri. Cum vezi tu? Cătălin, ideea de biserică, eclesia, vizează comunitatea. Când spui biserică online, deja termenii se cam exclud reciproc. Nu există biserică și... Pentru că ideea aceasta de online vizează distanța și lipsa angajamentului. Și mai mult decât lipsa angajamentului, te privează de asumarea unei identități și de intrarea într-un organism pe care Biblia îl numește biserica. Acum, da, ne-am adaptat în acest context pandemic, bisericile, pentru că așa au dispus autoritățile, să ne dea voie să ne întâlnim, ne-am întâlnit în mediul acesta virtual. Dar asta nu înseamnă că o excepție trebuie să devină o regulă. Nu cred în bisericile online, pentru că bisericile online, așa cum percep la momentul acesta, e posibil să mă înșel, dar e posibil să nu mă înșel. Dar așa cum găsesc în Sfânta Scriptură, biserica vizează coinonia, părtășia, exact, aducerea împreună a oamenilor, punerea darurilor împreună spre zidirea acestei comunități. Și apoi lipsa angajamentului despre care am amintit. Adică ce angajament ai tu că stai în fața unei tastaturi? Am înțeles, este un caz, o problemă medicală, dar un credincios autentic aparține unui organism viu numit biserică. Și în acest organism viu trebuie să-ți aduci aportul. Nu ești numai un consumator. Pentru că mulți asociază biserica cu ideea de consumator al unui program religios. Biserica te invită la implicare, te invită la integrare în ce înseamnă viața ei spirituală, în ce înseamnă viziunea ei, în ce înseamnă planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu pentru generația în care noi ne găsim. Dar acum, în contextul în care se găsește Biserica Evanghelică din România, indiferent de confesiunea din care facem parte, noi avem responsabilitatea din partea lui Dumnezeu să ne zidim bisericile din care facem parte, să le zidim așa cum ne cere Dumnezeu, să nu excludem excelența din ceea ce facem, să nu excludem surprinderea noastră de către Duhul Sfânt, dar viața împreună este o viață binecuvântată.
Biblia spune, unde se adună doi sau trei în numele meu, voi fi acolo. În aceste excepții, când un om nu poate ajunge la biserică, da, poate fi un consumator în mediul online, dar asta numai ca excepție. Doar că e bolnav sau știu eu, chiar e pe drum, nu se poate, da. Dar în momentul în care tu ești om sănătos, te poți deplasa, ai o biserică, știu la două stații de tramvai și nu te duci la biserică, e o problemă. Nu te supăra, Cătălin, nici nu trebuie să fie la două stații de tramvai de tine. Am văzut oameni care au trecut peste dealuri în ierni cumplite, să fie la biserică și n-au avut autoturisme. Și nu i-am văzut pe oamenii aceștia niciodată în depresie. Pentru ei, biserica nu e numai o instituție. Biserica este o sferă spirituală în care se întâlnesc cu Dumnezeu și au făcut din participarea la biserică o prioritate. O prioritate. Pentru ei nu exista amânare. Tu nu mă duc la biserică sau mă duc altă dată. De ce? Aici ține foarte mult și de identitatea noastră. Un credincios se duce la biserică. Și un credincios, și aici aș dori să spun lucrul acesta și pentru toți telespectatorii Producez Media. Dumnezeu a cerut omului să îi se închine o zi pe săptămână. Nu un program pe săptămână. Ziua de dimineață până, eu așa o văd. Nu trebuie să gândească nimeni ca mine. Dar un om care vine la biserică doar duminică dimineață să se achite de această datorie în ochii lui Dumnezeu, greșește. Cât pot să vii la biserică, vino. Am întâlnit oameni care spun, eu duminica seara mai stau cu familia. Tu cu familia stai în fiecare zi și ar trebui să ne învățăm familiile, să-i dăm lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Și a lui Dumnezeu este o zi pe săptămână. Trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu. Vei spune, ești legalist. Nu sunt legalist, sunt biblic. Și atunci, dacă biserica din care eu fac parte are slujbă duminică dimineață și duminică seara, voi găsi resursele necesare să particip la ambele servicii divine. Sunt unii care, din motive exclusiviste, spun, eu particip doar la o seară de tineret, doar la o seară de evanghelizare, doar la un program de cină și așa mai departe. Când aparții trupului lui Hristos și aparții bisericii, nu mai faci selecție între aceste programe. Ori de câte ori se ivește oportunitatea, ești la biserică. Pentru că acolo îl întâlnim pe Dumnezeu. Da, avem o viață privată de rugăciune, o viață ce ține de domeniul personal, relația noastră cu Dumnezeu, devoțiunea noastră de zi cu zi. Dar Biblia vorbește despre o închinare comunitară și să nu uităm că în cer vom ajunge și să ne ajute Dumnezeu să ajungem în împărăția cerurilor fiecare din noi. Și acolo vom dezvolta o închinare cosmică și acolo vom fi împreună. Nu vom fi online, nu vom fi fiecare în partea. Nu, vom fi împreună. Și pentru Dumnezeu este importantă această noțiune. Biserica împreună, că ea este un organism și biserica trebuie să rămână împreună. Se vrea lucrul acesta și o spun foarte apăsat. Se vrea această relativizare a autorității, a identității, a mesajului și a impactului pe care biserica trebuie să-l aibă în generația aceasta. Se relativizează. Ce atâtea slujbe? Îmi pare rău. Ori de câte ori voi găsi ocazia, îmi pare bine. Că ori de câte ori voi găsi ocazia, voi participa la toate slujbele bisericii, atât cât îmi permite programul. Biblia spune, strângeți. Bine, vremea când nu veți mai putea avea atâtea servicii divine. Au fost perioade în istorie și nu mergem mai departe de 31 de ani. Comunismul ne-a învățat și a lăsat aici în România o tragedie în viața multor comunități. Au venit și au restricționat timpul de închinare, au impus ei, comuniștii, au venit în biserici, există documente care pot atesta lucrul acesta, au venit și au propus și programul din biserici. La ora cu tare, la ora cu tare, la ora cu tare. Acum suntem liberi să ne întâlnim, suntem liberi să gândim un program în așa fel încât să fim relevanți contextului în care noi ne găsim, să-L onorăm pe Duhul Sfânt, pe Dumnezeu și mai mult decât atât să zidim biserica. Am văzut în tragedia anilor precedenți ce înseamnă privarea de libertate și sunt astăzi biserici pe fața pământului cărora li s-a îngrădit acest drept. Și am fost plăcut surprins să văd
determinarea cu care pastorii bisericilor penticostale din Chicago și-au apărat în timpul pandemiei comunitățile și-au păstrat ușile bisericilor deschise. S-a plătit un preț. Și prețul acesta va fi tot mai des de plătit în generația în care noi trăim. Pentru că oamenii în societatea veacului contemporan, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, vor să distrugă cu orice preț această idee de aducere împreună a oamenilor. Închinarea ne aduce împreună, suntem diverși, dar cuvântul lui Dumnezeu este același. Prin închinare noi îl glorificăm pe Dumnezeu, ne zidim unii pe alții și devenim o mărturie pentru lumea aceasta căzută în păcat. Să-i salvăm, să-i răscumpărăm, să-i aducem în această relație cu Dumnezeu. Scopul bisericii este să-și evangelizeze, să-i caute și să-i salveze pe cei pierduți. Și aici Dumnezeu ne pune la dispoziție tot suportul de care noi avem nevoie. Deci, Domnului, să venim la biserică, să ne închinăm într-un mod plăcut lui Dumnezeu, în duh și în adevăr, în viața privată, dar și în comunitate. Și cu cât comunitatea înțelege mai bine lucrul acesta, că noi nu suntem spectatori, că intervențiile cu cântare din biserică nu sunt pauze publicitare, să ne controlăm telefoanele și așa mai departe, ci ele reprezintă o expresie a închinării noastre. Prin cântările noastre, da, ducem în discuție atributele lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, voia lui, planul lui. Sunt mijloace prin care putem învăța cuvântul lui Dumnezeu. În Evul Mediu, imediat după Evul Mediu, așa cum am amintit mai devreme, inclusiv teologii reformatori, o parte din ei și-au pus teologia și și-au pus ideile pe care, cu care au vrut să reformeze biserica pe note. Și aceste lucruri au produs schimbări în identitatea națiunilor și în identitatea bisericii. Slavă Domnului, Alex! Foarte frumos! Mulțumesc mult pentru prezența ta! A fost o seară excelentă, așa cum aș aștepta. Mulțumim pentru toate aceste clarificări și așa cum întotdeauna zic și îmi doresc, te mai invit și mă aștept să continuăm emisiunile noastre și pe alte teme, așa că îți urez succes în studiile tale doctorale, în lucrarea pe care o fac la Biserica Penticostală Betel și mai mult Dumnezeu să te binecuvânteze. Mulțumesc frumos pentru invitație, Cătălin. Ceea ce am spus aici vizează anumite convingeri pe care le am izvorute din Sfânta Scriptură. Fiecare om care se apropie de Dumnezeu și vrea să înțeleagă închinarea, să plece de aici, de la Cuvântul lui Dumnezeu. Și Cuvântul lui Dumnezeu este bun sfătuitor pentru fiecare credincios din orice generație și din orice cultură. Și închinarea pe care noi o facem în biserică să-L onoreze pe Dumnezeu și să zidească comunitatea. Amin. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în grațiile dumneavoastră. Noi de aici din studio vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!